Momiala satanei de Jambivir Introducere Oricine a făcut capcane pentru animale știe că o cursă are nevoie de unul din două elemente pentru a funcționa bine. Trebuie să fie ascunsă în speranța că animalul, nevăzând-o, va călca în ea și trebuie să aibă o momială care să ademenească animalul în fălcile ei aducătoare de moarte. Satan Dușmanul sufletelor noastre folosește ambele strategii atunci când își plasează cele mai înșelătoare și cele mai periculoase capcane. Le ascunde și pune în ele momială. Satan, alături de cohoartele sale, nu acționează atât de ostentativ cum cred mulți. Este subtil și savurează înșelătoria. Lucrează cu și retenie, Este viclean și iscusit. Nu uita că se poate deghiza chiar ca un mesager al luminii. Dacă nu suntem pregătiți pe baza cuvântului lui Dumnezeu, ca să discernem corect binele de rău, nu i-vom recunoaște capcanele. Una dintre capcanele lui cele mai amăgitoare și cele mai subtile este cea întâlnită de fiecare creștin, jignirea. De fapt, jignirea în sine nu este fatală dacă rămâne în capcană, dar dacă o absorbim și dacă ne hrănim inimile cu ea, atunci ajungem să fim răniți. Oamenii răniți, în felul acesta, produc multe roade, precum durere, mânie, furie, gelozie, resentimentul, rivalitatea, amărăciunea, ura și invidia. Unele dintre consecințele acceptării jignirii sunt insultele, atacurile, rănirea altora, diviziunile, dezbinarea, relațiile frânte, trădarea și regresul. Deseori, cei jigniți nici măcar nu realizează că sunt prinși în această capcană. Nu sunt conștienți de situația lor, fiindcă sunt prea concentrați asupra nedreptății care li s-a făcut. Sunt într-o stare de negare a realității. Calea cea mai eficientă a dușmanului de a ne orbi este aceea de a ne determina să ne concentrăm asupra propriei persoane. Cartea de față scoate la lumină această capcană fatală și arată cum putem scăpa din strânsoarea ei, fără a mai cădea în plasă. Eliberarea de sub puterea jignirii este esențială pentru fiecare creștin, fiindcă Isus a spus că este cu neputință să ne trăim viața fără să ne confruntăm vreodată cu jignire. Luca 17 ,1. Am predicat acest mesaj în foarte multe biserici din America și din alte țări. Peste 50% dintre participanți au răspuns chemării la altar. Deși procentul acesta este ridicat, nu include pe toți cei vizați. Mândria îi împiedică pe unii să răspundă. Am văzut oameni vindecați, eliberați, umpluți cu Duhul Sfânt și bucurându-se de răspunsul la rugăciune atunci când au scăpat din prinsoarea acestei caphane. De obicei, aceștia mărturisesc faptul că au căutat ani de zile ceea ce au primit într-o clipă, odată ce au fost eliberați. În ultima parte a secolului al XX-lea, cunoștința a crescut mult în biserică. Dar cu toată această creștere, se pare că am ajuns să fim marturii mai multor dezvinări în rândul credincioșilor, al liderilor și al bisericilor. Motivul este următorul cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. 1 Corinteni 8,1 cu Atât de mulți credincioși au căzut în această capcană, încât aproape am ajuns să credem că acesta este modul normal de viață. Cu toate acestea, înainte de întoarcerea lui Hristos, adevărații credincioși vor fi mai uniți ca niciodată înainte. Cred că nenumărați oameni, bărbați și femei, vor fi eliberați, astăzi, din capcana jignirii. Aceasta va aduce una dintre verigile principale care se vor lega la oaltă pentru revărsarea trezirii în rândul acestei națiuni. Dacă înainte au fost orbiți, ne reușim să-l vadă. Necredincioșii îl vor vedea acum pe Isus, prin dragostea noastră unul față de altul. Nu cred în ideea scrierei unei cărți doar de dragul operației în sine. Dumnezeu a imprimat cu fierul roșu mesajul acesta în inima mea și am văzut roadele, rezistând în timp. Un păstor mi-a spus, după un serviciu în care am predicat mesajul acesta, n-am mai văzut până acum atât de mulți oameni eliberați deodată. Dumnezeu mi-a vorbit, spunându-mi că acesta este doar începutul. Mulți vor fi eliberați, vindecați și restaurați, în timp ce citesc această carte și ascultă îndemnurile Duhului Sfânt. Cred că pe măsură ce vei citi cuvintele de pe aceste pagini, învățătorul și sfătuitorul le va aplica în viața ta, în mod personal. În timp ce el o va face. Cuvântul acesta, revelație, va aduce o mare libertate în viața și în lucrarea ta. Să ne rugăm acum la început. Tată, pe măsură ce citesc această carte, te rog, în numele lui Isus, să-mi descoperi, prin Duhul Sfânt, cuvântul tău. Scoate la lumină orice cotloane ascunse din inima mea, care m-au împiedicat să te cunosc și să te slujesc. Mai eficient, întâmpin cu bucurie convingerea Duhului tău și mă rog, ca harul tău să îndeplinească ceea ce dorește de la mine. Fie ca inima mea să te cunoască mai îndeaproape, în urma auzirii glasului tău, prin citirea acestei cărți.